Bun găsit! Pierderea dinților are un impact major asupra psihicului. Dentistul Ada Epistatu ne spune de ce ajungem să rămânem fără dantură. Un prim motiv ar fi frica de dentist. Tot acum aflăm și ce putem face dacă ajungem într-o situație nefericită ca aceasta. Informații extrem de utile, imediat! Doamna doctor, de ce ajungem să ne pierdem toți dinții? Care sunt cauzele? Ajungem să ne pierdem dinții, procentul cel mai mare din cauză că ne este frică sau nu ne interesează. Pe foarte mulți nu interesează și nu-și dau seama de importanța danturii. De cauze parodontologice, să spun așa, da? Sau traumatisme, mai sunt și cazurile astea nefericite, dar mult mai rare, cariilor netratate, dar cel mai mult și cel mai mult de cauză parodontală. Dinții încep să se miște și se pierd. Adică există și anumite boli care ne lasă fără dinți? Sunt boli, sunt bolile grave, să spun așa, bolile sistemice, care, da, pot declanșa parodontopatii, o anumită medicație, deși acum nu mai, cred că mai este cazul, da, care duce la o formă de parodontopatie, să ducă la pierderea dinților. Dar, așa cum spunem că din cauza sarcinii ne pierdem dinții, vreau să accentuez faptul că dacă noi avem o gură tratată și sănătoasă, nu ne pierdem dinții, indiferent de situațiile prin care trecem în viață. Și care sunt soluțiile? Pentru că foarte mulți tineri ajung să rămână fără dinți, la vârste destul de fragede, când ar trebui să fim toți frumoși și să râdem cu poftă. Ce facem? Ne punem placă? Ne punem implant? Edentația totală, absența dinților, nu e o boală a vârstei a treia. Din păcate, foarte mulți tineri rămân fără dinți de cauze parodontale, de parodontopatii netratate și de cele mai multe ori de cauza este lipsa tratamentului ortodontic atunci când este nevoie, adică în copilărie. Lipsa dinților duce la boli gastrice, intestinale, din cauza absenței masticației, duce la obezitate. Pe vremuri, stea chiar nu ne trebuie așa ceva. Putem avea proteza, este cel mai simplu mod, poate cel mai ieftin mod de restaurare a arcadelor dentare. Este mult mai bună decât să nu avem nimic. Dar sunt situații în care, datorită parodontopatiilor avansate, pierdem și osul. Și proteza de foarte multe ori nu mai poate să stea. Nu poți să ții în gură, nu are pe ce să stea. El devine incomodă, nu poți să mesteci cu ea și atunci nu are sens să facem o proteză. Și au apărut o grămadă de soluții alternative foarte bune, de la proteze semi-mobilizabile pe implanturi, în care nu trebuie să folosești un număr mare de implanturi, 2, 3, 4 implanturi și să faci niște proteze pe capse sau pe bare. Sunt semi-mobilizabile, adică le scoți doar să le igienizezi și se poartă tot timpul. Și sunt soluții în care fixe de proteze înșurubate, niște soluții senzaționale. Există și un impact psihic foarte mare atunci categoric, când, mai ales la o vârstă tânără, pentru că la vârsta a treia ne mai gândim, uite că mai împică un dinte, mai am niște probleme, dar când suntem tineri există și un impact mare psihic. Impactul psihologic, da, este foarte mare la tineri. Mulți sunt surprinși că rămân fără dinți, dar ar trebui să se gândească de ce am rămas fără dinți, ca să nu ajungem aici. Da, tocmai. Și vorbeam de aceste soluții înșurubate, fixe, care sunt foarte bune în situațiile acestea, pentru că pacientul, pe toată tehnica și toată perioada tratamentului, nu rămâne fără dinți. El, după implantare, este protezat imediat provizoriu, iar lucrările finale, estetica lor este senzațională, aș putea să spun, și, mă rog, neutralizează foarte rapid impactul negativ psihologic. În concluzie, putem să rămânem fără dinți peste noapte? Să ni se clatine un dinte și a doua zi să pice? Nu, e exclus așa ceva, nu rămânem fără dinți peste noapte, dar atunci când avem probleme, le observăm sau medicul spune că ai probleme, trebuie să le iei în serios. Mergem imediat la medic, da. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Plăcere. Mergeți așadar la un control de fiecare dată când aveți o problemă. Ne revedem și mâine.